Deci vii de la țară și ai ceva de spus la oamenii politici. Da, da, da. Stimați cetățeni a Republicii Moldova, noi de grabă azi ani trec. A să fie următoarele alegeri. Noi trebuie să ne pregătim. Și toți aceștia care ne-au șantajat toți 25 de ani, cred că nu merită mai departe să apaie pe listele politicienilor. Dar cum să-i găsim? Că ei s-au așa de mult și apar cam pe toate listele de partid. Păi noi trebuie dinainte... Schimbă chelea, blana... Trebuie dinainte care și președintele partidului, când s-a face informația prin sate, să știm cine sunt, pe liste ei sunt apaie. Că nu merită. Ei ne-au șantajat 25 de ani și ne-au ținut în sărăcie și ne-au distrus moral și material. Și nu face ei să ajungă. De exemplu, la cine te referi? Vreau trei nume. Trei nume, dar păi și Diacob de când se șoade prin Parlament. Am înțeles. Și ne-au făcut ceva bun, nivel de trai nu s-a ridicat de fel. Din an în an tot mai rău și mai rău. Referitor că jinmările se duc pe hotară și cum auzim noi că se vând cam scumpșor. Dar poama la țărani trebuie încă de 10 ani în urmă să plătească 25 lei kilogram. Sunt probleme și cu poama asta că apare un fel de șenuș parcă. Dar este tehnologia, ar putea să toți prelucreze, fac rachiu, fac altceva, fac. Dar cum vine, dar unde ofti, ia ca eu sunt din satul ăștia. Dar sunt vă 10 hectare de vie care oamenii mai lucrează, soi, savilion. Dar așa restul tot îi șade pe brânci, tot cele pe brânci. Și ne-au descurajat, aldivoroni. Câți ani au fost la putere, ei au descurajat țăranii și au lepădat cotele, au lepădat tăt. Și s-au dus oamenii cari și încotro. Deci Diacov și Voronin. Și încă cine sunt numai între parlament și pe liste? Da, păi ăștia 101 care au fost... Tăt care s-au mutat, toți nici unul nu mai intre, nici unul să nu numerească. Trebuie o clasă politică nouă, care să nivreie bilile. Ai în cineva încredere din politicieni? Dar păi iată, dacă dădea la diasporă tot, apoi n-avea să câștige Dodon. Uh-huh. Dar avea să câștige Maia Sandu. Ai încredere în Maia? Da, am încredere, că avea să câștige ea. Asta 100% avea să câștige. Dar dacă alegerile sprinești că au fost corupte, asta de... Nu știu, sau poate au votat oamenii conștienti, ea ca de la țară, așa, oameni ca mata, nu prea au votat pentru Maia Sandu, au votat pentru Dodon, că le-a promis cu Rusia matușca. Niciodată, toată familia mea am votat pentru Maia Sandu. Ei, da, alții pentru... de la țară... Da, iată... alții, pentru că lumea nu e informată și vreau să spun că cu lumea trebuie altfel. Studienții se ducă prin sate, că ei viitorul țării, se informează țărănimea, lumea. Am înțeles. Dar și de la televizor, din ziare, nu se informează lumea, de la radio? Asta e tare greu. Care se uită, care nu se uită. Dacă se face adunări prin sate, apoi mai bine ați și ei. Am înțeles. Prin toate satele. Mulțumesc.